Deci despre rectificarea bugetară și despre bugetul pentru anul viitor au fost discuții? Am avut câteva, nu discuții lungi. Domnul ministru de finanțe ne-a informat că rectificarea bugetară va fi realizată în așa fel încât deficitul bugetar să nu depășească 3%, așa cum am stabilit de la început. Doar câteva informații, veniturile, creșterea veniturilor, ritmul de creștere a veniturilor este în grafic, deci au crescut în fiecare lună. Privind execuția la 10 luni, vă spun doar o informație care mi se pare importantă. Este o creștere cu 75% a investițiilor comparativ cu primele 10 luni ale anului trecut, ceea ce pentru noi reprezintă un semnal extrem de important. Deci față de 9 miliarde de investiții în primele 10 luni ale anului trecut, 16 miliarde de investiții în 10 luni din 2018, ceea ce pentru orice economie din lume reprezintă un semnal extrem de important. Stimulări pentru impozitul pe venit din teritoriu, dacă se rămână 100% la primărie? Nu am discutat astăzi, nu au putut să vină doi specialiști, unul de la finanțe, unul de la dezvoltare. Vom discuta, cred că marți, vom avea o discuție finală și cu colegii de la ALDE și cu finanțele și cu Ministerul Dezvoltării și cu doamna prim-ministru, dar în același timp trebuie să discutăm și despre proiecția bugetară pe anul viitor pentru a vedea care este anvelopa care poate susține impactul bugetar al măsurilor pe care le propunem, în așa fel încât autoritățile locale să înceapă cu 2019 să iasă din această situație în care au fost puse din de 20 ceva de ani de zile, în așa fel încât în fiecare an bugetul de stat se închidea pe bugetele locale. Sigur că vrem să le punem și niște condiționalități, dar de bun simț, dar despre asta o să discutăm în detaliu după ce avem discuția pe subiect.